Leva todos a cabo! Ei! Bora todos com a senhora, leva todos a cabo! Băi, îl omor cu mașina nesănătoasă, îi sună la poliție. De ce ați vrut să dați peste băiatul? Ce-ați avut cu el? M-a enervat chiar așa de tare. L-ați împins totuși și câțiva metri. Mergeam mai încet. Părinții sunt revoltați că profesorul de religie se va întoarce la școală așadar și se va permite în continuare să predea la orele de curs. În același timp, președintele Asociației Părinților din România atrage atenția că legislația trebuie modificată, astfel încât dascălii să poată fi sancționați și pentru comportamentul pe care l-au în afara orelor de curs, ca și în cazul acesta. De altfel, și ministrul Educației a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că doar conducerea liceului Viilor este abilitată să ia măsuri disciplinare împotriva profesorului. Acest profesor este un lup în blană de oaie. Nu are ce să caute, ar trebui ca directorul unității să bage acest profesor în Consiliul Profesoral și să acționeze în consecință. La fel de adevărat este că nu este ușor să suspenzi un profesor având în vedere legislația și codul muncii. Fapta s-a întâmplat în afara orelor de curs și de aceea vreau să atrag atenția Ministerului Educației Naționale că noi am insistat să existe acest cod de etică care a fost pus pe tapet de la începutul legii numărul 1 pe 2011.